Iată gunoiul. De ce? Îl vrei tu? Da, îl vreau dus. Că putem toată scara. Păi normal că pute, la ce căldură e afară. 3 zile l-am ținut în cameră, mi-a mutat nasul. Dar du-l jos la tomberon. Îl duc, îl duc, dar n-am avut drum jos săptămâna asta. Tu ce faci, urci sau cobori? Urc. Dar tu vezi că ai pus de toate aici, ai pus plastic, carton, sticlă. E mai dezordine ca la gagică mea în poșetă. Dar pune-le separat, nu le mai amesteca. Eu nu le amestec. Hai să-ți arăt. Vezi? Aici am numai sticle. Whisky, vinișor, țuiculiță, pălincuță, bourbon, nu știu ce, un prosecco. A? Asta e de la nuntă de la Codruța. O știi pe Codruța? Îți place Codruța. Și aici? Aici am numai dozele de bere. Că eu nu le amestec. Că le-am amestecat odată și pe a doua zi dimineața, păi, ce rău mi-a fost. Dar trebuie să nu le amesteci când le arunci la gunoi. Atunci e important, înțelegi? De ce? Uite, de asta, vezi? Plătești amendă să nu-ți ridică gunoiul, ca la vecinul. Păi așa e în Germania. Tu ai fost în Germania? Am stat acolo. La lucru? N-auzi, că am stat pe acolo. Și pe acolo colectai separat și aici, nu? Păi da, Germania e Germania, acolo așa se face. Păi n-am să faci și aici. Du-te, mă. Hai. Du-te, mă. Păi pe astea le știu cu ochii închiși, măi omule. Whisky-ul la verde și apa la galben. Mâine ce se colectează? Plastic, carton, metal. Metal! Nu-i bine! Îți deficitar aici! Hai să pușcăm niște doze de bere! Hai! Acum, dacă m-ai pornit, ajută-mă! Nu mă lăsa la greu! Ales gute zusammen! Bă, așa ziceau nemții!